Tragedie pe o șosea din Bihor. 8 copii au ajuns în spital din cauza unui bărbat care a călcat prea tare pedala de accelerație. Accidentul s-a produs între localitățile Tășad și Drăgești. Un tânăr de 18 ani din comuna Ceica, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Beiuș-Oradea, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un microbus. Șoferul vinovat a murit pe loc. Celălalt conducător auto s-a ales cu răni grave. Polițiștii au început o anchetă și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.